Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a fi prezenți astăzi aici. În principiu, eu aș dori să vorbim astăzi de câteva elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă la Turdan. Și, în mod special, despre câteva elemente pe care le-am gândit și vreau să le promovez cu o perioadă care urmează, care a rămas până la final de an, ceea ce privește sărbătorile de iarnă și acțiunile pe care am vrut să le întreprind până la final de an. Primul eveniment despre care am dorit să vorbim este data de 1 decembrie, Ziua Națională a României, care ar dori să fie un eveniment mai inedit, să fie altceva decât ce a fost până în acest moment. Și eveniment la care, pe lângă ceremonia militară și religioasă, din data de 1 decembrie, aș dori să mai realizăm o expoziție de tehnică militară, o cameră cu care invit cetățenii turdii, toți cei care doresc să viziteze această expoziție, va fi plasată în centru, aici pe lângă pod, în jurul catedralei. Am dorit să realizăm și un spectacol după masa zilei de 1 decembrie, odată cu lăsarea întunericului. Am dorit să facem o retragere cu torțe a armatei. Să realizăm niște focuri de artificii și ca spectacolul să fie complet, vor fi prezente și turnicărese care vor întregi tablou aceste zile, foarte importante pentru poporul român. Cred că va fi ceva frumos. Încercăm, dacă se poate, să avem și o paradă a aviației de la Unitatea Militară din Luna. Cred că toate aceste elemente vor aduce un plus de confort intelectual, mental, tuturor cetățenilor turdii și am convingerea că se vor fi prezenți la aceste manifestări mare parte a populației. De asemenea, dorim ca în 5 decembrie să deschidem orășelul copiilor, care va fi plasat în parcul central din Turda. Respectiv, în 5 decembrie ar dori să deschidem patinoarul. Au fost efectuate toate formalitățile pentru achiziția patinoarului în acest an, pe SEAP. Astăzi se prezintă, este vorba de o firmă din Polonia, cea care a fost și anul trecut și care a avut cel mai mic preț. Este vorba de un patinoar de 600 metri pătrați, comparativ cu anul trecut de 450 de metri pătrați, care va fi amplasat prin hotărâre de Consiliu în Parcul Central. De asemenea, dorim să aducem un plus prin deschiderea orășelului copiilor. Au fost deja discutate toate amănuntele legătură cu acest lucru cu diverse firme care vor fi prezente în parc și care vor fi prezente cu, am aici anotat, carusele, trenulețe, mașinuțe și în plus vor fi amplasate 10 căsuțe pentru comercializarea diferitelor produse și de asemenea foișorul din parc va fi amenajat ca și
făcut al lui Moș Crăciun, atât interior cât și exterior. Și parcul va fi pavoazat și îmbunătățite luminile din parc, de așa manieră încât să avem un peisaj feric pentru copii, să se bucure de sărbătorile acestui an. Cred că va fi ceva inedit, frumos și benefic pentru copiii noștri. De asemenea, după cum știți, am declarat-o și cu alte ocazii, aș dori ca evenimentele din Turda să fie din ce în ce mai dese, să deschidem instituțiile cu prioritate acestor evenimente, instituțiile culturale. Am avut numeroase operative și discuții pe marginea acestor probleme. Toată lumea înțeles că este nevoie de așa ceva. Drept dovadă, vor fi foarte multe spectacole în această perioadă. Spectacole care n-au mai fost în Turda și care trebuie să existe și să își aducă contribuția la viața noastră culturală. Ar dori să respectăm tradițiile românești, să îmbogățim atât iluminatul orașului, cât și iluminatul instituțiilor din acest oraș. Ar dori să fie mai multă lumină în parcurile noastre, care avem parcul mare, parcul Tei. Ar dori să fie mai multă lumină în jurul teatrului, să fie mai multă lumină la intersecția cu spitalul și absolut toate arterele principale din oraș să fie luminate. Sigur că este un efort financiar mai deosebit, dar eu zic că trebuie să-l facem și sunt convins că o să lămuresc și pe consilierul local să aprobăm aceste sume la rectificare de buget. Așadar, în cadrul acestor spectacole, în 8 decembrie, va fi prezent Corul Madrigal la Teatrul din Turda, un spectacol de amploare, de erică și care cred că va aduce un plus de imagine municipiului nostru. De asemenea, la 12 decembrie va fi un spectacol de tradiții tot la Teatrul Aloe Lemania, la care participă copii de la grădinițele și școli din municipiul Turda, evenimentul fiind organizat în colaborare cu Asociația Împreună pentru Voi. Iar la 15 decembrie aș dori să fiți prezenți și dumneavoastră, să surprindem momentul la care vom da drumul la luminilor în oraș. Am primit oferta unor designeri care am cerut să existe acest lucru, firmei REA, cea care se ocupă cu iluminat orașului. Am studiat propunerile lor, este vorba de ceva deosebit. Ar dori să rămână secret acest lucru și în 15 decembrie să avem o altă ferie în oraș, deosebit de ce a fost până acum. Sigur, vom exista multe concerte de colinzi, o să avem și un cor al tenorilor din Constanța, care l-ați mai urmărit pe scena teatrului. De data aceasta, primăria, în colaborare cu Casa de Cultură, va organiza acest spectacol, acest cor, în biserica din Oprișani, Biserica Mare din Oprișani, de lângă CSEA. Vor mai fi și alte spectacole la teatru, vor mai fi și expoziții de pictură și multe alte evenimente care probabil le vom mai gândi până la finalul acestui an. În orice caz, eu v-am spus în mare despre ce este vorba. Pentru fiecare eveniment din cele prezentate de mine aici sau cele noi care vor apare, veți primi o informare exactă cu programul la momentul respectiv, cu programul fiecare eveniment.
Am dorit să discut câteva lucruri despre străzi. Deci, în ultimele 4 luni s-a muncit intens la străzi. Știți bine că au existat străzi care au fost pe programul național, au fost finanțate. Trebuiau să fie finanțate pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba despre strada Poiana din cele făcute și despre strada Neșevan. Programul Național, care a cuprins 12 străzi. Sunteți informați că din cele 12 străzi, 7 au fost făcute pe bugetul local, datorită faptului că nu s-a deschis finanțarea. În ultimii 6 ani, am reușit o primă finanțare în luna iulie acestui an de 1.400.000 de lei, care a reușit să rezolvăm revizorile pentru strada Poiana și o parte din strada Deceban. La o intervenție ulterioară, în octombrie, pentru 1.200.000 demersuri, a fost omul nostru de specializate cu devizele la București, moment la care mi s-a spus că nu mai sunt bani în acest an, este vorba de continuarea străzii Decebal și făcut demersurile necesare, că în acest moment a fost anunțat că la rectificarea de astăzi, asta mâine se face rectificarea la guvern, vom fi prinși la finanțare și vom primi în acest an cei 1.200.000 de lei. Între timp ne-am depus un proiect PNDL pe anul 2017, anii 2017-2020, în valoare de 15 miliarde de lei, care sperăm că va intra la finanțare pentru această perioadă. Încă nu avem niciun răspuns, probabil după rectificarea de azi la mine vom primi relații și cu referire la acest subiect. Au fost reabilitate în ultima perioadă și în străzi este vorba de strada Rămânicii, care, după cum știți, a fost pregătită pentru asfaltare în perioada electorală. Din acel moment, nemai făcându-se nimic, am reușit să o asfaltăm pe o porțiune de 580 de metri, la o valoare de 568 de metri. În acest moment este asfaltată complet, urmând ca stratul de uzură pe această stradă să-l punem anul viitor în primăvară. De asemenea, a fost rezolvată parcarea de pe strada Lianelor, 462 de metri pătrați, la valoare de 39.000 de lei. Tot pe strada Lianelor s-au executat lucrări de reabilitare la trotuar, pe o lungime de 95 de metri, care este în acest moment finalizată. Iar la capătul trotuarului, după cum știți, a fost realizată acea baterie de pubele, care în acest moment este asfaltată, urmează să se mai rezolve spațiul verde, care a fost pregătit pentru acest lucru și în câteva zile o să vă invit să inaugurăm această baterie de pubele cu demonstrația de rigoare, cum va fi folosită și cum va trebui să selectate rezidurile menajere și de altă ordine în aceste pubele. Așa, a mai fost rezolvată strada Murgului, intrarea pe strada Murgului, că în acest moment este finalizată, și Aleea Băilor, care a fost finalizată în luna septembrie. Sunt în lucru încă 4 străzi, care cred că le vom finaliza, că vom reuși să finalizăm în acest an. Este vorba de strada Poiana, care mai la capătul districtului Piatului mai avem câțiva metri de stradă de uzură și în acest moment va fi finalizată. Strada Decebal, care s-a ajuns până la cimitir. Continuăm, până la cimitir este finalizată, continuăm lucrările
înspre Cluj. Este vorba de strada Șincai, care a început reabilitarea. A fost stopată intervenția, fiindcă trebuiau schimbate conductele de apă. A intervenit compania de apă în acel moment, care până mâine își finalizează lucrările, după care de luni începem asfaltarea completă a străzii Șincai, respectiv unde va uni strada Castanilor cu strada Șuruci. Și pe Ștefan cel Mare a fost reabilitat de la calea ferată trotuarul și în câteva zile se finalizează până la podul de peste aici. Cam astea sunt lucrările care au fost făcute. Dacă ne permite vremea, vom încerca să asfaltăm legătura între Tineretului și strada Mihai Viteazu, respectiv tot ce este spațiu la blocul B120, inclusiv legăturile până la Marșilor, iar în această zonă, după ce va fi asfaltată, vom încerca să amplasăm acolo și o cubelă, și o încă o baterie de cubele de 4 locuri. Deci cam asta este ce s-a realizat în legătură cu străzile. Știți foarte bine, s-a discutat subiectul cu săpăturile din zona cimitirului. Am fost din nou în această zonă, în aceste zile, respectiv la Alteri. Am avut o întrevedere și cu firmele care excavează acolo. Am aflat foarte multe. Am întrebat fiecare lot, fiecare săpătură, de ce firmă este făcută, dacă există avize de la Agenția Națională de Resurse Minerale pentru săpături. I-am întrebat cum vor să rezolve problema cu cimitirul, fiindcă s-a săpat până foarte aproape. Răspunsurile au fost urmate de eliberare de documente. Am cerut să mi se aducă documentație pentru fiecare săpătură, să vedem dacă de la Resurse Minerale există avize și pe ce suprafețe. Am purtat o discuție amplă și largă și mi s-a explicat cum un teren, mai ales în ceea ce este cimitirul, terenul care a fost excavat până în apropierea cimitirului este unui cetățean din Turda, de la care a fost cumpărat pe acte. S-a discutat și cu preotul paroh de care aparține această zonă de cimitir și că s-a convenit să se salve în această manieră. Eu am luat, iar le-am explicat că mi se pare foarte mică distanța de la ultimele morminte, unde este și o alee, și până la siguranța faptului că aceste morminte sau partea aceasta de versant să nu se surpe. Am fost înțeles și mi s-a explicat că oricum dânsii doresc să se conformeze planul inițial de excavare a monastrului, care presupune, în final, după excavarea balastrului, conformarea în a aduce pământ din altă parte și a realiza teren arabil, acolo, teren agricol. Trebuie dovadă, ei au și început, ca să ne demonstreze că se conformează, au și început transport de pământ. O să vedeți un filmuleț, am mers acolo și s-a filmat momentul la care au început să vină mașini foarte multe și să înceapă să grăbească acest versant, explicându-mi se că ei vor continua pornind de la cimitir și vor continua până umplu acea groapă. Să spun, suprafețele excavate sunt foarte mari. Sunt și dincolo de linia ferată, sunt și dincoace de linia ferată. Am fost și dincolo și dincoace, am inspectat absolut tot. Am luat legătura cu domnul Bolu, cel care se ocupă de la poliția locală cu acest lucru. A primit documentațiile. Acum trebuie să le verifice dacă sunt conforme. Sunt suprafețe cumpărate de 30 de hectare, de 15 hectare,
dincolo de calea ferată, din coace de calea ferată, sunt 22 de hectare, din ceea ce mi s-a explicat mie în timpul vizitei. Mă urmează ca aceste lucruri să se confirme prin documentațiile care se prezintă. Am poliția locală, ieri a avut o acțiune mai amplă, cu 8 polițiști locali, au fost și au luat declarații la toți muncitorii care lucrează acolo. Am și eu informare de la poliția locală în acest sens. A procedat la verificarea respectării normelor legale în vigoare, privind aplicarea măsurilor complementare, desistare a lucrărilor de escavare și extragere a balastului în zona cartierului Primăverii din municipiul Turda. Cu această ocazie s-a constatat la mai multe puncte de lucru, faptul că lucrările continuă, nerespectându-se măsura complementară de desistare acestora și, bineînțeles, măsura complementară de conformare la activitatea de escavare balastului. Cum spuneam, s-au primit documentele, sunt în curs de verificare și o să vedem despre ce este vorba. O să, dacă vor fi documente lipsa, le vom cere toate firmelor care escavează până ne vom face o imagine exactă despre ceea ce este acolo. Moment la care vă vom informa cu exactitate asupra acestor lucruri. De asemenea, ar dori să vă aduc la cunoștință, după cum știți de altfel, că am declarat și doresc să rămân o persoană cu multă transparență în activitatea pe care o conduc. Așa, după cum știți, și la compania de apă n-au existat niciodată probleme de lipsă de transparență, așa, acest lucru doresc să îl implementăm și aici. Drept dovadă, au fost diferite solicitări, poate și a presei, poate și a altor organisme civice, de prezentare a cheltuielilor care s-au efectuat la ocazia zilor municipiului Turda. Nu se poate prezenta o astfel de situație atâta timp cât nu sunt încheiate toate plățile sau toate sponsorizările care s-au făcut, respectiv intrările de sume către primărie. Finalul lunii octombrie au fost făcute ultimele plăți către cei care au prestat servicii cu ocazia zilor municipiului Turda și suntem în acest moment în măsură să vă facem o prezentare a cheltuielilor care au avut loc cu această ocazie. Prezentare care deja este pe site-ul primăriei în acest moment, poate fi consultată de oricine și colega mea, cu această ocazie vreau să o și prezint, este, să spun așa, ofițerul de presă, mai bine spus, purtătorul de cuvânt al primăriei, care va lucra cu mine permanent și care este în măsură de câte ori solicitați, fie direct, fie pe legea 544, eu sunt de acord, cu mult drag să vă dau toate informațiile. Nu o să vă ascund niciodată nimic, fiindcă n-am niciun interes. Din asta trebuie să știți tot, mai puțin informațiile care nu fac obiectul public. Deci este vorba de Diana Pachidean, care deja o cunoașteți și de câte ori este nevoie o să vă dea toate informațiile, secțiunile unde, dacă nu reușiți să descurcați în site, oricum este un lucru un alt site, mult mai accesibil, mult mai direct și mult mai dinamic, care să poată fi vizionat și consultat mult mai rapid. Cam astea sunt lucrurile care am dorit să vi le spun în acest moment. Sigur că s-au făcut foarte multe lucruri. Eu le-am mai comunicat, fie direct, fie prin comunicate, fie în Consiliul Local, prin ședință. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Am o întrebare, domnule primar. În legătură cu bateria de pubele care ați instalat, există vreo metodă de a preveni, nu știu, aruncarea de deșeuri neselectate pe baza... bateriile alea de plastic, de hârtie și așa mai departe. Dacă omul aruncă, de exemplu, deșeuri menajere la plastic și așa mai departe, ce se poate întâmpla? Adică se poate preveni chestia asta sau...
Deci noi vom încerca, am discutat și cu administrațiile locale din alte municipii, orașe unde sunt instalate. Unii au trecut direct la selectarea deșeurilor, ceea ce este, părerea mea, destul de greu. În alte orașe, toate cele patru cuvele din baterie sunt deșeuri menajere. Fiindcă, normal, deșeurile ar trebui selectate încă din locuința omului, ca ele să poată fi duse și aruncate în pubela respectivă. Vom încerca în acest loc, pentru această pubelă pilot, să spun așa, care am instalat-o, să amplasăm lângă bateria de pubele două clopuțe de alea mai mari, pentru metal și hârtie și sticlă, și să încercăm pentru început să folosim toate cele patru cubele cu gunoi menajer. După care, încetul cu încetul, odată cu amplasarea altor cubele și faptul că se va obișnui populația cu acest lucru, practic, este vorba de schimbarea mentalității, de atitudinea pe care avem față de acest lucru și eu zic că nu știu de cât timp este nevoie, dar eu sper că în 2 ani de zile să amplasăm în tot orașul astfel de pubele și să încercăm să educăm populația, să înțeleagă că nu se mai poate opera la maniera în care se operează astăzi. Adică ducem mobila, aruncăm lângă gunoi, facem renovări în casă, aruncăm lângă gunoi, nu arunc în pubelă, că arunc lângă pubelă sau las lângă pubelă. Aș dori să vă mai spun niște probleme. Pentru această pubelă va fi amplasată o cameră de luat vedere, care va supraveghea o pubelă permanent. În plus, mă gândesc că va exista o persoană, nu știu, va fi din executivul primăriei sau bine instruită sau de la poliția locală, pe o perioadă de 2 săptămâni minim, care va sta permanent acolo și va explica populației cum se folosesc aceste pubele. Ele vor fi, în momentul în care se va termina spațiul verde de acolo, vom face prezentarea și a modului de funcționare și vom face o publică prin site-urile noastre de presă și prin tot ce putem. De asemenea, eu, după cum știți, am cerut Consiliul Local aprobarea unei sume prin rectificarea de buget de al Alteri, rectificarea unei sume pentru realizarea planului de mobilitate urbană. Acest plan este imperios necesar unei comunități din mai multe puncte de vedere. Acest plan va conduce și la dezvoltarea strategiei municipiului Turda, reală. Nu doar ce avem noi acum, o chestiune înșiruire de tot felul de evenimente care ar trebui să aibă loc. Va fi o strategie reală care trebuie făcute de companii de consultanță care se ocupă cu acest lucru. Nu totdeauna în primărie avem personal de specialitate care să se poată ocupa de dezvoltarea unui astfel de proiect. Fiindcă un astfel de plan de mobilitate urbană durează circa 6 luni de zile. 4 până la 6 luni de zile. În care, practic, va fi inventariat și scanat absolut în municipiul Turda. Un alt avantaj mare al acestui plan de mobilitate urbană este pregătirea pubului. La noi din anul 2000 nu s-a mai lucrat, nu a fost actualizat pubul. Eu mi-am pus în plan să realizăm acest lucru. De asemenea, prin acest plan de mobilitate urbană, putem să organizăm transportul local pe fonduri europene. Există o clauză care trebuie să o avem la momentul la care dorim să accesăm fonduri europene pentru transport. Există o clauză pentru înscrierea registrului european a
municipiului Turda cu, cu solicitarea de care trebuie, această clauză trebuie să figureze cu un an înainte de a realiza transportul urban, iar prin acest plan de mobilitate urbană se pot achiziționa autobuze electrice de ultimă oră, care costă între 150.000 și 200.000 de euro. Acest plan de mobilitate urbană va stabili exact traseele și numărul de autobuze de care este nevoie, noi, echipate cu rampe pentru persoane cu dizabilități, echipate cu GPS, echipate cu acel sistem de ticketing. Deci exact să corespundă normelor europene. Ei, în acest moment, în această săptămână, până mâine, eu am cerut echipei tehnice să realizeze această înscriere în registrul european, fiindcă dacă nu dorești să accesezi fonduri europene, nu ești obligatoriu să realizezi această cerință. Dar dacă dorim să facem un transport modern, atunci trebuie să ne scriem în registrul european, trebuie să stea un an după care se poate putem accesa. Dar între timp trebuie să lucrăm la acest plan de mobilitate urbană. Fără acest plan de mobilitate urbană nu putem accesa fonduri europene pentru acest lucru. După care mai urmează o perioadă de 6 luni, să spunem, durează plan de mobilitate urbană, realizarea lui, după care 6 luni înseamnă inventarea a tot domeniului public. Între timp noi trebuie să și întăbulăm domeniul public al Turda Mest, întăbulat, și să ne facem treaba de așa manieră ca într-un an de zile, când se termină perioada de înscriere în Registrul European, să putem deja aduce aceste autobuze. Sigur, ele pot să, acest proiect și norma de înscriere în Registrul European trebuie să conțină de la început opțiunea dacă dorim să facem transport propriu sau dacă dorim să facem transport având noi toată baza materială, iar operatorul poate fi oricine care vine să liciteze pe PSA și doar să opere de atât. Deci noi punem la dispoziție baza materială, bunurile de retur care le vom avea, autobuzele care vor veni pe fonduri europene, absolut tot, mai puțin partea de operare, adică personalul, întreținerea și toate astea le poate face un operator și cred că este cea mai bună soluție, deoarece toată lumea caută să-și externalizeze serviciile. Deci totul va fi la dispoziția noastră, va fi bunul turzii, aceste autobuze și infrastructura care avem în acest moment acolo, la capătul străzii Mihai Viteazu, aia va reveni în patrimoniul nostru și operatorul poate fi oricine care va câștiga licitația cu prețul cel mai mic. Mai mult, prin acest plan de mobilitate urbană, pe străzile pe care circulă aceste autobuze conform graficului de lucru, toate străzile vor putea fi reabilitate pe bani europeni. Deci, cum este acum STP-ul, peste tot unde umblă autobuzele, unde circulă, se pot reface pe fonduri europene. De asemenea, aleile unde nu pot circula mașini, dar realizăm piste de biciclete, se pot aceste alei complet, stânga, dreapta, cu trotuare, cu borduri, cu tot ce trebuie, putem să le reabilităm pe bani europeni. De asemenea, în acest proiect, în urma elaborării acestui plan de mobilitate urbană, putem să obținem fonduri europene pentru monitorizarea prin camere video a întregului municipiu, care este o operațiune în acest moment foarte costisitoare, costă mult, este nevoie de ea, dar nu putem realiza fonduri proprii din buget local, deci asta însemnând că este un alt mare avantaj care îl putem face în urma acestui plan de mobilitate urbană. Deci este importanța acestui plan de mobilitate urbană, fiindcă practic împreună cu proiectul de stațiune balneoclimaterică care rezolvă zona Băilor din punct de vedere asfaltării, cu
planul de mobilitate urbană în care toate circuitele, firme de transport, va rezolva problema asfaltării străzilor. Pe PNDL-ul pe care l-am inițiat de 15 milioane la Ministerul Dezvoltării pentru realizarea asfaltării, deja uitați că se întrevede posibilitatea ca în 2-3 ani să realizăm asfaltarea întregului municipiu. Deci banii au fost alocați prin hotărâre de Consiliu, urmează să ridicăm pe SEAP solicitarea noastră, vedem firmele care vor participa. Eu zic că foarte repede, la SEAP merge în câteva zile, foarte repede vom avea firma care să va câștiga licitația pe SEAP, de așa manieră încât, într-o săptămână, două, se pot apuca de lucru. Urmând ca până luna aprilie să avem gata planul de mobilitate urbană. De asemenea, mai există niște proiecte care pot fi accesate în acest moment pentru piste de biciclete, altele decât cele de care v-am spus până acum. Deci piste de biciclete care ar putea reuni, de exemplu, zona Oprișan, pe lângă biserica din Oprișan, pe pod, pe lângă Petru Areș, care se urce la Băi, se ducă până la Salină. Sunt proiecte care pot să aducă 5 milioane de euro în comunitatea noastră pentru acest lucru. Sigur că acolo unde va fi pista de bicicletă, se va crea toată aleea cu borduri și cu tot absolut, pentru ca bicicliștii să circule în siguranță. Chiar astăzi am avut sau unei firme, banii de proiectare și banii de scriere a proiectului sunt eligibili din cei 5 milioane, putem accesa două proiecte de acest gen și în acest moment deja se poartă discuții cu partea de urbanism și cu partea tehnică ca să punem la dispoziție prin hotărâre de Consiliu areile sau drumurile pe care considerăm că se pot realiza în acest moment piste de biciclete. Am depus foarte multe proiecte, atât la MEDERAP, cât și la Ministerul Fondurilor Europene. Sunt în lucru și nu vă spun faptul că joi, la orele 15, va avea o întâlnire. Am fost invitați împreună cu partea de urbanism și cu partea de fonduri europene. Am fost invitat la Comisariatul European pentru o discuție mai amplă asupra posibilităților și solicitărilor noastre direct la Comisariatul European. Vom avea o întâlnire cu doamna comisară Corina Crețu. Voi pleca eu și cu domnul Dumitru și cu doamna Codruța Bungărdeanu. Sper să fie o discuție interesantă, deoarece știm cu toții că sunt și fonduri, special de sănătate și pe turism, fonduri care pot fi accesate direct, iar proiectul nostru direct la Comisariatul European, fără a trece prin Ministerul din România, și acest statut pe care sper de toată inima că va fi această autorie de guvern, este pe masa guvernului, acesta atât de stațiune în banul climaterii, că ne va ajuta foarte mult pentru a atrage cât mai mulți bani, pentru castrul roman. Aș vrea să vizionați într-o zi proiectul castrului, noului castrul roman, așa pendelete, să-l vizualizați și să-l și comunicați populației ca să vedeți ce se va de toată lumea, ce interesant vor fi poate cele 32 de hectare care sunt în acest moment alocate castrului român. Sunt foarte multe probleme care le-am abordat, dar cel mai important în acest moment este planul de mobilitate urbană. Foarte, foarte important, fiindcă poate va aduce extraordinar de mult bani în turda și rezolvarea multor probleme și probleme spinoase, cum este problema transportului local, și, bineînțeles, trama stradală și absolut tot ce este legat de aceasta.
Am făcut cam mare divagația de la ce m-ați întrebat, dar vreau să vă explic că în acest context de care am discutat, probabil că aceste baterii de pulbele sunt absolut necesare. Vreau să vă spun că aceste baterii de pulbele pot să fie îmbunătățit activitatea firmei de salubritate, în sensul că pe ele se pot monta cartele și populația va avea acest prin cu cartela, când trage cartela prin locașul respectiv, se deschide pulbela. Cei care nu plătesc taxa de salubritate, într-un final, nu știu când va fi acest lucru, nu va avea unde să arunce lumea. Și atunci, încetul, sau dacă nu și-a plătit taxa de salubritate. Așa, încetul cu încetul, probabil că se va rezolva această mare problemă. Avem și problema cu lampele de gunoi, știți că la posibilul de 3 ani, de 8 ani de zile, nu se poate realiza, s-au pierdut și 16 milioane din fonduri europene. Probleme mari cu salubritate, dar în final totuși sper că vom rezolva aceste probleme. Foarte, foarte multe sunt de spus, dar trebuie de undeva să pornim. Practic, problema pulbelelor moderne pe care am lăsat-o acum rezolvă faptul că nu se mai poate lua în pulbelă, că practic de acolo derivă aceste imagini sfârșitoare cu gunoaiele, fiindcă oamenii caută să mai ia de acolo peturi, plasticuri și așa mai departe pe care le pot comercializa. Și asta duce la împrăștierea lor și după aia nu le mai strâng de bine decât. Dacă mai ai multe întrebări. Ca să se realizeze acea selecție a deșeurilor, trebuie în primul rând să aibă privat infrastructura pusă la punct înainte de a trece populația la genul ăsta de... Păi da, că e și acum privalul, transportă cu o singură mașină și chiar dacă oamenii ar depune selectiv, acolo îi transportă cu aceeași mașină care le-ar gălit tot. Se la loc și n-a făcut nimic. Eu vreau să vă întreb, domnul primar, de strata Rândunicii. Spuneați că în primăvară vreți să așterneți ratul de uzură. Nu este o stradă care a zis fie săpată în pasul 2 de la compania de apă? Ba, referitor la lucrările care vor fi efectuate pe pasul 2 european la compania de apă, există o listă, o inventariere, sunt foarte multe străzi. Aproape toate, deci 27% se realiza canal 24 apă, nu? Și restul se va face în pasul 2. Deci s-a realizat practic un sfert, mai avem 3 sferturi. N-aș putea acum să vă spun dacă este vreuna completă. Am pățit acest lucru pe Șincai. Șincai nu mai putea să rămână neoperată, fiindcă acolo odată cu ploile mari, vine foarte multă piatră și mizerie și intră curțile oamenilor, dar fiind faptul că este pădeal și am vrut să rezolvăm această problemă. Sigur ne-am lovit de partea de infrastructură a companiei de apă care trebuia rezolvată. Ea era prinsă pe pasul 2. Puteam să facem acest lucru din bani europeni. Dar fiindcă tot dorim să realizăm strada Șincai, am discutat cu conducerea companiei de apă și am făcut-o pe resurse proprii. Aducțiunea de apă, respectiv au locuit conductele la stadiul de nou. Nu a fost o lungime foarte mare, vreo 300 de metri, dar au făcut acest lucru, mâine se termină și de luni începe asfaltarea. Cu referitor la stratul de uzură, i-am spus-o, practic, am spus, domnule, nu are rost strada Rândunicii să aplicăm stratul de uzură datorită faptului că la anul începe lucrarea de înlocuirea canalizării pe strada Rândunicii. Acum, s-a efectuat la manieră electorală stratul de piață, dar dacă îl mai lăsa în primăvară, până în primăvară, partea de îngheț, dezgheț din această iarnă făcea praf stratul ăla de piață, deci numai cât am ridicat nivelul străzii, n-am rezolvat nimic. Și toți banii care s-au cheltuit cu stratul de piață,
se duceau naibii. Și atunci am spus, haideți să o punem la punct, mai era nevoie de niște guri de scurgere, s-au pus și alea, s-au ridicat capacele de canal la nivel și am tras primul strat. Primul strat care, datorită faptului că strada a fost foarte bine prelucrată, normal trebuia să fie de 6 cm, s-a ajuns în anumite locuri chiar la 10 cm, datorită faptului că era vălurit așa. Dar în acest moment este asfaltată cu primul strat și ca să, dacă anul viitor va intra compania de apă să locuiască, se rezolvă problema cu canalizarea, după care venim cu stratul final. Și dacă noi vom continua, că nu putem, sunt anumite zone care trebuie să intervenim imediat. De asemenea, eu doresc să facem parcările dintre blocuri. Și acolo trebuie să intervenim imediat. Dar sunt zone unde nu mai putem să lăsăm așa. Nu lucrări foarte mari, dar va trebui să le facem din resurse proprii. Este foarte greu să coroborez schimbarea conductelor de gaz cu schimbarea conductelor de canal, cu schimbarea conductelor de apă și cu asfaltare. Am încercat pe cât posibil să optimizăm acest lucru. Dar este foarte greu. Va trebui să și intervenim, dar nu vom trage stratul de uzură decât în momentul în care totul este gata subteran. Tot în acest domeniu al infrastructurii, ar vrea să vă întreb de situația podului de pe variantă, care știm că e într-o stare foarte avansată de degradare și nu se mai știe ce urmează a fi făcut cu situația de acolo. Deci, este o situație inedită. Acel pod a avut diversi proprietari. După cum știți, a fost la drumurile naționale, după care, printr-o lege, a devenit al municipiului Turda, adică a intrat în patrimoniul municipiului Turda. Conducerea primăriei de la acel moment a considerat că nu este normal să fie așa, respectiv a refuzat introducerea în patrimoniul Turzii. Au urmat procesele au fost câștigate de CNADNR și drept dovadă noi acum plătim foarte mult bani pentru acele procese câștigate de ei. Am vrut să intervin la acest pod, adică să gândim repede intervenție, dar mi s-a spus că există o hotărâre de guvern sau un proiect de hotărâre de guvern pregătit pentru ca aceste drumuri, inclusiv podul, să reintre în patrimoniul drumurilor naționale. Era vorba că în 24 august sau în 27 august să fie emisă această hotărâre de guvern. Nu a fost încă emisă, deci va trebui să vedem exact, să facem o expertiză, să vedem cât de repede trebuie intervenit acolo. Din păcate, suntem la final de mandat al actualului guvern. Nu știu dacă va mai fi dată această hotărâre de guvern sau nu va mai fi dată, dar părerea mea este că aceste drumuri, intrările în oraș, așa cum de la Kaufland și până la Solaris este drum național și ei trebuie să rezolve, eu spun că și acel pod ar trebui să aparține drumurilor naționale și nu numai. Și alte porțiuni, dar de, respectiv porțiunile care au aparținut de ei și care au fost prin care am fost obligați prin lege să le preluăm noi. Nu s-au preluat, plătim foarte mult bani. Vreo 1,4 și între timp pe porțiunile care nu le-am preluat s-au efectuat lucrări de către drumurile naționale, bani care ne-au fost imputați nouă, fiindcă trebuia să fie a noastră, plus penalități, plus majorări de întârziere, s-a ajuns la 17 miliarde. Balustrada pe partea, văzut că e desprinsă, domnule ferește, ar putea cădea pe conducta de apă. Da, la care vorbiți? La podul ăsta? La podul, da, la pod acolo către Arieș. Podul de pe Arieș? Da, podul. Sau cel al drumurilor naționale? Nu, ăla de la drumurile naționale, acolo, de fost la Arieș, acolo în partea aia, se vede, spațiul s-a desfăcut acolo și
riscă laterala și din beton mare să poată cădea pe conducta de apă. Acum, ce-am văzut și eu, că eu nu sunt inginer de drumuri și poduri, ce-am văzut, balustradele sunt deteriorate. Da, 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 exact. Uite cum are zis, structura podului exact care este. Trebuie făcută expertiză. De balustrade era vorba. Structura, podul, structura să fie bună, dar balustradele să scadă pe... Sunt căzute și puse lângă. Păi e și din garanție acum, expertiză pentru un pod, e și din garanție, dar trebuie rezolvat oricum, că nu mai e în garanție. Și asta a spus-o fosta conducerea primăriei când au inițiat acel proiect de hotărâre. Asta vreau să întreb și de proiectul ăla de hotărâre, că nu se mai știa nimic de el, că apare, nu apare. Hotărâre, nu proiect. De guvern, de guvern. A devenit, probabil că a devenit hotărâre, nu știu exact despre ce vorbim, dar... Dacă a fost hotărâre, probabil că n-a fost pus în aplicare. Păi nu, n-a fost hotărâre. Ziceam că așa se apară. Foarte multe hotărâre n-au fost pus în aplicare. Deci acolo, domnul primar, chiar am fost și am văzut, păi, pe lângă balustrade care spuse jos, s-au desfăcut acum și trotuarul. Structura de rezistență pe care a derulare pentru mașina aia, probabil că rezistă, făcute, dar s-a desfăcut trotuarul de porțiunea de rulare a mașinilor și partea de trotuar riscă să cadă pe conducta de apă. Da. Este una din foarte multele probleme cu care ne confruntăm și care, bineînțeles, trebuie rezolvată. Eu în fiecare zi încerc să rezolv probleme care vin din urmă. Urmărirea contractelor și toate teraselor. Deci cam nimic nu este evidență. Trebuie luate totul de la zero, de la început și puse la punct. Ați estimat un buget pentru toate manifestările dedicate sâmbătorilor de iarnă? N-am înțeles. Zic un buget pentru toate manifestările. Ați reșit la începutul conferinței o serie de manifestări dedicate sâmbătorilor de iarnă. V-ați gândit la o sumă? Cât o să costă bugetul? Da, pe surprinderea dumneavoastră... Parcul Central va fi activitățile în Parcul Central, în afară de Bacinoar, vor fi sponsorizate. Este foarte interesant cum de 4 luni încoace toată lumea dorește să își aducă contribuția la comunitate. Am discuții cu foarte multe companii private și unele dintre ele multinaționale, este vorba despre Bartek Weber, este vorba despre Osho, este pentru comunitate, despre Saint-Gobain, despre Cimentul, la Liga Vocim. Vreau să vă spun că am avut vizita proprietarului Vocim Internațional din Spania, aici la primăria Turda, un tânăr la 40 de ani, foarte deschis, care locuiește, adică are un sediu și la Cluj, și care dorește să-și aducă contribuția în mod foarte activ la comunitate. Mi-a spus că dorește să consolideze, în primul rând, acțiunile de mediu, acțiunile cu copii, refaceri de drumuri, unde este cazul și unde este nevoie de piață. Am avut o deschidere extraordinară, m-a impresionat. Și astăzi discuteam încă foarte mulți și așa cum probabil că și proiectul cu Hambal a contribuit foarte mult la această deschidere a lor către primăria Turda, că doresc să sponsorizeze și alte domenii, nu neapărat numai sport. Avem deja și pretendenți la deveni acționari la clubul de Hambal. Niște chestiuni foarte interesante. S-a deschis toate problemele. Iar ceea ce privește iluminatorul orașului, sigur că este nevoie de foarte mulți bani, am făcut un necesar, compania REA a adus un necesar de materiale pentru iluminat, este undeva la peste 100.000 de euro, sigur că nu ne putem permite în acest moment, încercăm doar să suplimentăm cele materiale existente din ceilalți ani, care sunt destul de reduse ca număr, la o sumă, să vedem unde vom putea ajunge, că va aproba
așa, mă gândesc undeva la vreo până 30.000 de euro. Fiindcă timpul e scurt, 30.000 de euro este limita prin care putem să facem și niște achiziții mai rapide pe SEAP. Pentru că în de parcul central acolo există o problemă cu acea clădire deteriorată, care are o amplasare oarecum centrală și strică imaginea parcului. Nu o zic numai eu, o zice orice persoană care merge prin parc. Da. Se poate implica într-un fel administrația să rezolve această problemă. Eu, din câte știu, acolo era vorba de o concesiune. Obiectul clar nu a fost îndeplinit în sensul de a exista un fel de club pentru tinere. Acum se poate rezilia acel contract de concesiune, știu eu, să preia clădirea administrația locală, să-i dea cât de cât o întrebuințare și, în primul rând, o altă imagine, pentru că este parcul central. Da. Aveți dreptate, știți bine, deci este o concesiune pe 9 de ani, care în acest moment nu mai are niciun obiect, deci contractul este reziliat de drept. Dar proprietatea clădirii este a unei persoane care a solicitat primăriei Turda să achiziționeze această clădire, că terenul este a primăriei, a Turzii. Cere o sumă foarte mare, deci, practic, această clădire, în scurt timp, o vom declara ca pericol public și prin biroul ăsta de situații de urgență al primăriei, chiar putem să și demolăm. Dar pentru ca să o demolez în condiții normale sau ca să pot să evacuez compania, firma respectivă din clădire, am nevoie de hotărâre de instanță. Deci, în acest moment este foarte tot, și pe mine mă deranjează acest lucru, că nici nu se face nimic și continuu se degradează și orice, acum, noi vom fi nevoiți să mascăm această clădire ca să putem realiza orășelul copilului. Sau, poate ar trebui să dați în față îi punem o mașinărie de asta care să nu se va pe clădirea. Dacă îi dați câteva amenzi, poate renunță la clădire, domnule. Dacă îi dați câteva amenzi pentru modul în care arată clădirea aia și strică... Da, o să ne trezim cu depese care nu ne putem încasa. Adică? Că din cât știm cine e persoana, nu s-a elevește în casă. Vreau să revin puțin la autobuze și la traseu autobuzelor. Este problema aceea la Marelea Bucapăt spre Turda Nouă, unde trebuie să întoarcă autobuzele, nu este niciun fel de sens acolo să întoarcă, nici loc unde să parcheze la orele de vârfuri, jale și pericol pentru oamenii care sunt în autobuze, pentru călători. Se poate face ceva, cum să zic, până când va fi finalizat planul de mobilitate și așa de multe. În mod normal, contractul care s-a semnat cu STP-ul este obligația dânșilor să-și amenajeze stația. Sigur că trebuie făcut o investiție. E lărgit drumul de așa manieră că se există o bandă de preselecție, nu? Sau să fie stația pe dreapta și ulterior un sens giratoriu care să rezolve problema. Dar asta nu e problema primăriei, este problema fie a STP-ului, fie a poliției. Și poliția va trebui să facă sensul? Da. Nu, poliția trebuie să facă sensul. Poliția trebuie să-l aprobe. Trebuie să vină cu soluția. Fiindcă, practic, acolo se încalcă legea. Dar... STP-ul trebuie să ceară... STP-ul trebuie să realizeze tot ceea ce are de realizat. Așa este contractul, toate investițiile necesare, bune de desfășurarea activităților. Acolo nici nu știu dacă e în Turda, locul ăla. Nu știu dacă nu e și din Turda. E în Turda? Nu, că... Nu știu dacă în tot ce de aia și...
că multe lucruri ca să ajungem la asta, ca să fie toate legate. Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc și aveți o zi bună și vă chem la urmă. Mulțumesc!